Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, frați și surori, stimați prieteni, în această frumoasă seară a zilei Domnului, avem bucuria și ocazia să vă salutăm cu drag în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Și să dorim fiecăruia dintre dumneavoastră o experiență care să vă îmbogățească alegerea pe care ați făcut-o să-L slujiți pe Domnul Iisus Hristos. Aș vrea în seara aceasta cu o minte curată, așa cum am făcut de altfel întotdeauna în casa lui Dumnezeu, eliberată de prejudecăți sau de alte interese omenești pe care le avem în cursul săptămânii. Spun, în seara aceasta să ne dedicăm Domnului cu toată atenția noastră și cu tot interesul nostru ca să înțelegem vocea Domnului ce se îndreaptă spre conștiința noastră. Dacă o să fiu mai răgușit în seara aceasta și o să mă înțelegeți mai greu, îmi cer iertare. Am ajuns la lecția numărul 5 din ciclul de lecții numit darurile spirituale sau darurile duhovnicești sau darurile Duhului Sfânt. Și în seara aceasta suntem la darul credinței. În introducere aș vrea să spun câteva cuvinte pe care le-am găsit și le-am socotit înțelepte pentru noi în legătură cu subiectul din această seară. Credința este facultatea sufletului omenesc de a recunoaște ceea ce este invizibil și ceea ce este divin. Această capacitate de a recunoaște ceea ce este invizibil și divin, poate deveni o funcție activă a fiecărui om atunci când citește Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Credința nu este așa cum am fost învățați, împotriva rațiunii, ci dimpotrivă, credința este dincolo de limitele rațiunii, ea este o continuare a acesteia. Noi credem în soare și când acesta nu strălucește. Credem în dragoste și atunci când n-o simțim. Și noi credem în Dumnezeu și atunci când nu-L vedem sau nu ne răspunde la o rugăciune. Această expresie a fost găsită în lagărul de exterminare din Polonia. A fost cineva acolo care n-a văzut pentru câțiva ani de zile soarele și n-a mai simțit dragostea. Dar a știut că amândouă există, precum Dumnezeul pe care nu-L vedea a existat. Ceea ce noi credem determină felul în care ne comportăm, iar amândouă împreună determină ce devenim noi pentru Dumnezeu în viitor. O credință mică te poate duce în cer, o credință mare poate să aducă cerul la tine. Mulți credem că am putea muta chiar și munții din loc, dacă ar fi cineva să dea la o parte dealurile din fața noastră. Adevărul este că suntem foarte înclinați să credem nu neapărat ce este adevărat, ci în mod special ce ne place nouă, ce ne convine. Credința în Dumnezeu vede invizibilul, crede incredibilul și tocmai de aceea va primi imposibilul. Adică să mergi și să trăiești veșnic cu Dumnezeu. Am vrut să vă spun aceste expresii și dumneavoastră pentru că eu m-am bucurat atunci când le-am citit. Aș vrea în această seară, trecând de această scurtă introducere, să privim în cuvântul Domnului, în textul acesta pe care l-am citit și să observăm un tată disperat care vine în ultimă instanță la Iisus. Și disperarea lui este legată de boala copilului lui, un copil îndrăcit, care nu mai avea control asupra gândurilor, sentimentelor și acțiunilor lui. Un copil care se arunca aproape inconștient în foc sau în apă. Un copil care se expunea la accidente, la răni, ba chiar la riscul să se omoare, să se sinucidă, doar pentru că el
era posedat de un duh rău. Și el vine la Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos, într-o simplă propoziție, rostită cu o credință greu de înțeles, scoate dracul afară din acest copil și copilul devine dintr-o dată normal. Tatăl are în situația aceasta o întrebare. Învățătorule, de ce ucenicii tăi care nu sunt unul singur ca tine, ci 12, s-au rugat și ei și n-au putut să scoată dracul, iar tu unul singur ai reușit? Și Hristos are o explicație simplă. Versetul 20. Din pricina puținei voastre credințe. Aveți credință puțină, de aia nu aveți succes. În lucrurile spirituale, factorul care determină succesul sau falimentul este credința în Dumnezeu. Aș vrea în această seară, pentru că suntem la lecția Darul Credinței, să observăm de câte feluri este credința în Biblie. În general, credința poate fi privită din trei puncte de vedere. Este credința naturală, care nu are legătură cu relația spirituală cu Dumnezeu. Este credința intelectuală sau convingerea, credința care o au și dracii. Și trei, este credința spirituală sau divină. Haideți să le luăm puțin pe rând și atunci când citim în Biblie să realizăm, găsim cuvântul credință, care dintre aceste trei tipuri este acolo. Credința naturală este proprie oricărei ființe umane și o posedă fiecare om fără să aibă o relație cu Dumnezeu și fără să citească Biblia. Prin această credință naturală, omul acceptă că există lucruri pe care nu le-a văzut niciodată. Prin această credință, oamenii cred că au existat oameni cândva care au murit deja. Noi credem că a existat Napoleon, credem că a existat Hitler, în ciuda faptului că nu i-am văzut. Prin această credință, agricultorul care își pune sămânța în pământ, crede că la toamnă va avea o recoltă. El cu credința aceasta seamănă. Este o credință care nu are legătură cu lucrurile spirituale. Este credința similară cu speranța în ceea ce privește viitorul și este credința similară cu acceptarea în ceea ce privește trecutul. Credem că s-au întâmplat toate lucrurile care ni se povestesc. Bunicii noștri ne povestesc. E, dragul meu, când eram eu copil, uite ce s-a întâmplat. Noi n-am văzut acele lucruri, dar le credem. De ce? Pentru că fiecare om are o măsură de credință normală, omenească, naturală, cu care acceptă sau prin care acceptă că s-au întâmplat sau că se vor întâmpla lucruri care niciodată nu pot fi dovedite. Dar această credință nu mântuiește. Această credință nu te pune în relație cu Dumnezeu, această credință nu are nicio legătură cu lucrurile spirituale. Ea este necesară vieții de pe pământ, în aspectele omenești și firești ale existenței umane. Al doilea tip de credință, de fapt, este convingerea, sau este credința pe care Iacov spune că o au și dracii. Adică o credință intelectuală, o convingere la nivelul minții. Credința aceasta intelectuală, convingerea aceasta de la nivelul minții, este acceptarea intelectuală a unui adevăr biblic, fără ca acest adevăr biblic să-ți afecteze vreodată viața. Crezi că a existat Iisus Hristos, dar tu nu-L urmezi. Crezi că a existat Dumnezeu, dar tu nu te închini Lui. Crezi că există Duhul Sfânt, dar tu nu înțelegi că ai nevoie de El. Crezi că Biblia este adevărată, dar tu nici nu o citești și nici nu o urmezi. Crezi că există iad și rai, însă nu te interesează unde te vei duce. Crezi că există pocăință și credință în Dumnezeu, dar tu nu te pocăiești. Această credință este o convingere intelectuală care nu afectează în niciun fel și în nicio măsură aspectele practice ale vieții.
Și această credință, practic, nu este credință, ci este o convingere intelectuală. Mulți oameni din biserici au această convingere și o confundă cu credința. Diferența între convingerea aceasta și adevărata credință care mântuiește este faptul că când ai o convingere, nu ești obligat să o trăiești. Ai o convingere despre realitățile lumii înconjurătoare, dar nu ești obligat să o trăiești, să ții cont de ea în mod practic. Când ai o credință, credința aceasta te schimbă. Dacă credința pe care o ai nu te-a schimbat până acum, schimbă-o tu pe ea, pentru că aia nu-i credință, e convingere. Credința în Dumnezeu te schimbă și te face asemenea Lui. Convingerea că există Dumnezeu te lasă ateu, te lasă materialist, te lasă păcătos, te lasă cu tot felul de filozofii, dar pe lângă ele ai și convingerea că Dumnezeu există, dar convingerea aceasta nu te cheamă să te schimbi și să te pocăiești. Diferența între convingere și credință este faptul că în timp ce convingerea este specific intelectuală, credința este specific spirituală, adică ea nu rămâne doar o filozofie a minții, ci ea te pune în mod practic, în mod real, în relație spirituală cu Dumnezeu, o relație care te obligă la schimbare și care te și ajută la schimbare, nu doar te obligă. În al treilea rând, de fapt asta ne și interesează pe noi să studiem, este credința spirituală. Credința spirituală, la rândul ei, se împarte și ea în câteva părți. În primul rând, este credința care conduce la mântuirea sufletului. Credința în Dumnezeu, în Iisus Hristos și în Biblie. Asta este credința care conduce la pocăință, la mântuirea sufletului. 2. Este credința ca roadă a Duhului Sfânt numită credincioșie. Galateni capitolul 5, versetul 22. Frați și surori, vă rog să fiți foarte atenți. Al doilea aspect al credinței spirituale, și acum rămânem la aceasta, credința spirituală, este credincioșia, adică roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt. Această credință, ca și credincioșie, nu mai este credința care te mântuiește, ci este credința care exprimă, care dovedește, care manifestă mântuirea. Pentru că această credință lucrează la caracter și exprimă caracterul. Ce înseamnă pentru dumneavoastră credincioșie față de Dumnezeu? Fidelitate. Ce înseamnă pentru dumneavoastră o soție să-i fie credincioasă soțului? Adică să-i fie fidelă. Asta înseamnă credincioșie în Galateni capitolul 5, versetul 22. Fidelitate față de Dumnezeu. Adică un anumit tip de comportament. Ăsta nu duce la mântuire. Ăsta exprimă și dovedește mântuirea. Prima formă a credinței spirituale e credința în Dumnezeu, în Iisus și în Biblie și asta te conduce la mântuire. Dar a doua formă a credinței este credința ca și credincioșie. Ea este roada Duhului Sfânt. Al treilea tip de credință spirituală este darul Duhului Sfânt. Între credincioșie ca roadă a Duhului Sfânt și între credință ca dar al Duhului Sfânt există o foarte mare diferență. Și acum le vom lua puțin de la început, adică credința care conduce la mântuire, credința care este credincioșie și credința ca dar al Duhului Sfânt, care este și obiectul lecției biblice din această seară. Credința care duce la mântuire vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Dacă te ferești să auzi cuvântul lui Dumnezeu, vei avea o credință mică și slabă. Dacă nu-ți faci timp, nu ai interes, nu ai obiceiul să citești cuvântul lui Dumnezeu și să te expui, să-ți expui mintea la cuvântul lui Dumnezeu pe care ori îl asculți, ori îl citești, vei avea o credință mică, poți să stai 20 de ani în casa lui Dumnezeu. Ai vechime în adunare, dar nu credință. Între vechimea în adunare și între credința din Biblie este o foarte mare diferență și câteodată n-au nicio legătură una cu alta. Roman 10 cu 17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni 2, 8 la 9, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Este o favoare ce o primești în momentul în care citești Biblia în suflet. Biblia are efect. Așa cum sarea, când o pui în apă, transformă apa din apă dulce în apă sărată, așa cum zahărul, care punându-l în apă, transformă apa din apă în apă dulce în apă și mai dulce, tot la fel Biblia, citind-o, când pătrunde în interior, transformă necredința și indiferența spirituală în interes și în credință pentru și despre Dumnezeu. Dacă vrei să fii credincios, citește Biblia. Dacă vrei să fii credincios, vino și ascultă explicația cuvântului lui Dumnezeu. Fă-ți timp că o faci pentru sufletul tău. Și trupul tău într-o zi îl vei dezbrăca, peste o noapte sau peste 10.000 de nopți. Dar sufletul tău va rămâne pururea responsabilitatea ta. Ocupă-te de sufletul tău. Manifestă interes pentru sufletul tău. Roman 10:10. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Cele două lucruri pe care le face omul, crede și mărturisește ce crede. Cred că vreau să mă pocăiesc și mărturisesc. Eu mă pocăiesc și cred în Iisus Hristos. În momentul acela la cuvântul Domnului ești mântuit. Dacă credința este sinceră, dacă pocăința este reală și dacă mărturisirea exprimă o realitate interioară. Această credință care duce la mântuire este în favoarea celui ce crede, fiind necesară pentru relația spirituală cu Dumnezeu, fiind necesară vieții spirituale. Ea este imposibil de realizat fără credință. Cu Dumnezeu nu poți să ai relație prin indiferență, prin necredință, prin vrăjitorie, prin păcat, prin religie. Cu Dumnezeu ai relație doar prin credință. Iar dacă vrei să ai credință, trebuie personal să citești Biblia și trebuie personal să asculți explicația Bibliei. Altfel, vei avea intenția să fii credincios, dar nu vei avea resursele spirituale să poți face ceea ce ar trebui să faci ca și credincios. Punctul B. Credința ca și credincioșie. Asta înseamnă, cum spuneam mai devreme, fidelitate sau vrednic de încredere. Ea ne ajută să umblăm prin credință. Frați și surori, credința care duce la mântuire, punctul A, ne ajută să ajungem la Dumnezeu și să primim mântuirea. Credința ca și roadă a Duhului Sfânt, care a venit în viața noastră și care lucrează și produce roada, ne ajută să umblăm cu Dumnezeu. Nu să mergem la Dumnezeu, ci să umblăm cu Dumnezeu. Sunt mulți oameni care au ajuns la Dumnezeu prin credință și au primit mântuirea, dar ei nu umblă cu Dumnezeu, umblă singuri, umblă cu prietenii lor de ochiați. Au un anturaj păcătos și dubios, au un comportament ciudat. Dacă eu am ajuns prin credința mea la mântuirea sufletului, atunci Duhul Sfânt trebuie să producă în inima mea roadă, adică trebuie să producă fruct în inima mea. Așa cum portocalul produce portocale, cum lămâiul produce lămâi, tot la fel, Duhul Sfânt care vine în mine și care lucrează pocăința, nașterea din nou și sfințirea, El va produce în mine cele nouă crengi pe care cresc nouă aspecte ale roadei Duhului Sfânt. Unul dintre ele este credincioșia. Credincioșia înseamnă să umbli cu Dumnezeu și să-i fii fidel, să nu-L trădezi, să ai în Dumnezeu să poată avea încredere în tine pentru că L-ai convins că poate avea. Sunt femei sau bărbați geloși, pentru că tovarășul lor de viață se comportă într-o manieră suspicioasă și comportamentul lor suspicios trădează și îl obligă pe partener să se gândească. Nu cumva face și mai mult decât văd eu? Și nu mai are încredere în partener. De ce? Pentru că l-a văzut în situații dubioase. Ca Dumnezeu să aibă încredere în tine, adică să ai credincioșie în fața lui Dumnezeu, trebuie să te comporți în așa fel încât să nu-i dai lui Dumnezeu ocazia să creadă, mă, nu cumva? Nu cumva? Biblia spune, feriți-vă de tot ce vi se pare rău, stați departe de tot ce vi se pare rău. Nu vă apropiați de rău pentru ca cineva să creadă, dacă a ajuns până acolo înseamnă că a ajuns și mai departe. Dacă o soție îl vede pe soțul ei într-o relație puțin prea apropiată de un bărbat,
ea imediat se va gândi și la mai mult. Credincioșie înseamnă fidelitate. Când Duhul Sfânt lucrează în inima unui om, atunci omul acela este fidel lui Dumnezeu. El nu-și mai împarte viața, timpul și banii cu satana. El nu-și mai împarte timpul, banii și viața cu scopuri care nu au legătură cu Dumnezeu. Și inima lui bate pentru prea iubitul sufletului lui. Hristos devine frumosul inimii mele. Hristos devine minunatul inimii mele. Hristos devine iubirea mea, devine prințul meu, devine regele meu. Hristos înseamnă mult pentru mine, pentru că m-a mântuit și acum îi sunt fidel lui. Mintea mea, privirea mea, gura mea, sentimentele, atitudinea, vorbele, faptele, gesturile, motivațiile, toate îi sunt fidele lui Hristos. Și felul în care mă-l comport îl determină pe Dumnezeu să aibă încredere în mine. Dumnezeu a avut încredere în Avraam și a spus, eu am încredere în Avraam. Și pentru că am încredere în Avraam, știu că Avraam se va comporta cu demnitate ca tată și soț și va pune piciorul în prag în casa lui și va spune, hei, hei, voi trebuie să păziți legile Domnului, copiii mei, soția mea, familia mea, voi trebuie să păziți legile Domnului. Eu sunt bărbat în casa aceasta, eu sunt responsabil în fața lui Dumnezeu. Vă rog, lăsați-mă să vă conduc spre Domnul. Nu v-am dat viață pentru iad, pentru foc, ci v-am dat viață pentru Dumnezeu. Și Avraam a câștigat încrederea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că stilul în care s-a comportat l-a obligat pe Dumnezeu să constate Avraam este un bărbat serios. M-a convins de-a lungul anilor că este serios. Te miri că n-am încredere în tine? Păi cum să am încredere în tine că tot timpul nu te ții de cuvânt? Cine ar avea încredere într-un om care de 10 ori nu s-a ținut de cuvânt? Spune, cine? Cum să am încredere în tine când de 10 ori ai promis că vii la 7 și ai venit la 7 și 10? Cine ar avea încredere într-un om care întârzie mereu 10-15 minute? Că el e ocupat. Cine? Cum să am încredere în tine dacă comportamentul tău mă obligă să văd că nu ești o persoană în care se poate avea încredere? Dumnezeu a avut încredere în Avraam pentru că Avraam l-a convins pe Dumnezeu că este în stare să împlinească legile lui. Dumnezeu mă privește pe mine, îmi privește viața, îmi privește atitudinea, îmi privește comportamentul, privește relațiile mele, privește motivațiile mele și prin tot ceea ce vede Dumnezeu știe cine sunt eu, pentru că eu sunt suma comportamentelor mele. Degeaba spun despre mine, hei, atenție, vedeți că vorbiți cu pastorul senior, mie e egal ce poziție ai tu, eu vreau să văd cum trăiești tu. În momentul în care Duhul Sfânt lucrează în interiorul unui om, înainte să-i dea daruri, el face fructe în inima acelui om. Noi ne place să sărim la daruri, adorăm supranaturalul și dacă nu există, câteodată îl simulăm noi. Ceea ce este mișelie și o asemenea mișelie va fi pedepsită în ziua Domnului. Însă înainte, frați și surori, să ajungem la destoinicia și la relația spirituală cu Dumnezeu atât de strânsă, încât El să ne folosească ca pe niște instrumente pentru împlinirea intereselor Lui în biserică și în afara bisericii. Dumnezeu vrea să vadă că suntem gazda Duhului Sfânt și că acest Duh Sfânt în inima noastră produce fruct, înmugurește, înverzește și fructul se coace. Și unul dintre fructe este credincioșia. Credincioșia este fidelitate față de Dumnezeu. Dacă văd un păcat care mă cheamă, îmi aduc aminte că regele meu este Hristos și n-am să mă duc, n-am să bârfesc, n-am să curvesc, n-am să consum alcool sau droguri, nu am să-mi permit anturaje păcătoase care mă atrag puțin câte puțin în groapă, pentru că eu îi sunt credincios Dumnezeului meu, eu îi sunt fidel, viața pe care o trăiesc acum o trăiesc pentru El. Am fost 21 de ani fără Domnul. În lumea de unde am venit, a existat viclenie, manipulare și păcat. Acolo nimeni nu te iubește și cei care par că te iubesc
vor ca să-și atingă un anumit interes folosind falsa aparența a iubirii. Dar atunci când te întâlnești cu Domnul, atunci Domnul te iubește, Domnul te iartă, Domnul te vindecă, Domnul te ia în mâna Lui și te protejează, închizându-te în prezența Lui, înconjurându-te cu slava și cu gloria Lui. Când îl cunoști pe acest Dumnezeu în mod personal, când slava Lui se manifestă în viața ta într-un fel sau altul, atunci, dintr-o dată, trăiești doar ca să-i fii fidel, fără să te mai întorci vreodată la curviile spirituale de odinioară, numite furt, minciună, tot felul de coaliții și de parteneriat cu diavolul și cu lumea păcătoasă. Nu mai îți alegi pe diavolul niciodată ca partener. Nu-ți mai alegi niciodată modul lumesc ca partener. Biblia spune, nimic necurat, nimic, de astăzi înainte, doar Dumnezeu și doar iubirea pentru Dumnezeu. Asta înseamnă credincioșie, asta înseamnă fidelitate. Vorbim prea des de darurile Duhului Sfânt și prea rar de roada Duhului Sfânt, care înseamnă comportamentul de fiecare zi, felul în care te comporți, felul în care respecti, felul în care iubești. Cum ești ca om în tot comportamentul de fiecare zi? Cum ești în familie, în biserică? Cum ești? Ce stil de om ești? Caracterul, comportamentul, conduita. Asta este roada Duhului Sfânt. Galateni, capitolul 5, versetul 22. Roada Duhului Sfânt, împotrivă, este dragostea, pacea, bucuria, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Credincioșia este un atribut al lui Dumnezeu. Dumnezeu este credincios în primul rând. Și El ne cheamă și pe noi să-I urmăm pilda, exemplu, și să fim credincioși asemenea Lui. În Vechiul și Noul Testament sunt exemple de credincioșie, de fidelitate a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu și-a asumat responsabilitatea și-a promis, n-am să mai inund pământul cu apă, vă dau un semn al promisiunii mele, al legământului meu. Când veți vedea curcubeul, atunci să știți că Domnul oprește ploaia și ploaia niciodată nu o să mai inunde pământul să nimicească viața de pe pământ. Și Dumnezeu a fost credincios promisiunii Lui. A promis în Geneza 3:15 că îl va trimite pe Mântuitorul care îl va zdrobi pe șarpe și ne va ridica din păcat, din vrășmășie cu Dumnezeu. Ne va da o natură nouă, să nu mai fim dependenți de alcool, să nu mai fim dependenți de jocuri de noroc, să nu mai fim dependenți de curvie și de toate păcatele care astăzi sucește mințile milioanelor de oameni, ci să fim dependenți doar de Dumnezeu, doar de gloria Lui, doar de slava Lui și de prezența Lui. Dumnezeu, după ce a promis că îl va trimite pe Hristos, a avut probleme cu oamenii, dar acești oameni și problemele lor nu l-au împiedicat pe Dumnezeu să se țină de cuvânt și l-a trimis pe Hristos exact la împlinirea timpului. La împlinirea vremii Hristos a venit în lumea noastră. Nu l-a împiedicat nici Irod, care a omorât aproximativ 30.000 de copii în speranța că îl va omorâ și pe noul împărat născut într-o iesle. Nu l-au oprit nici grecii care au schimbat limba. Nu a oprit nimeni și nimeni și nimeni și nimic. Pentru că Dumnezeu a promis și a fost fidel. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. De aceea îl caută oamenii pe Dumnezeu. Pentru că inspiră încredere. Când Dumnezeu ți-a spus că te iubește, nu te îndoiești de iubirea Lui. Când Dumnezeu ți-a spus că ți-ascultă rugăciunea, nu este așa că te trezești noaptea și te pui acolo lângă pat sau poate în pat. Și dacă un om te-ar vedea cum vorbești singur, ar crede că ai probleme. Omenește, firește, privind această activitate, vorbești singur. Dar omul acela care crede că vorbești singur, este un om fără Dumnezeu, el nu gândește duhovnicește, el nu are capacitatea să vadă și să înțeleagă lumea spirituală, el râde și spune, ai probleme, vorbești singur. El nu știe că eu vorbesc cu Dumnezeu. Vorbesc cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu mi-a promis că mă ascultă. Și am încredere că Dumnezeu mă ascultă nu pentru că merit, ci mă ascultă datorită numelui Său. Și atunci, în momentele mele de criză, îmi deschid gura și mă rog, și Dumnezeu mă ascultă. Și dacă în același timp te rogi și tu, și pe tine te ascultă în același timp. Și dacă 6 miliarde se roagă în același timp, 6 miliarde Dumnezeu poate să asculte cu un sfert din urechea Lui. Dumnezeu a promis și se ține de cuvânt.
A promis că îl trimite pe Duhul Sfânt și a fost fidel promisiunii. Și la cincizecime, timp în care apostolii erau în odaia de sus, a venit Duhul Sfânt. A promis că se va întoarce și nu mai e mult și se va întoarce. Dar dacă tu nu-L iubești, nu înțelegi că întoarcerea Lui înseamnă iad pentru tine, timp în care înseamnă rai pentru mine? Credința mântuitoare este o realitate în viața ta? Dacă da, trebuie să faci dovada credincioșiei. Pentru că credincioșia ca și roada a Duhului Sfânt arată că ești mântuit prin faptul că Duhul Sfânt produce roadă. Nu poate să iasă un pui din nimic, dar un pui dintr-un ou poate să iasă. Nu poate să iasă roada Duhului Sfânt din nimic, din fire, dar din Duhul Sfânt, care e cu mine și în mine, poate să iasă. Dar dacă nu iese, întreb, Duhul Sfânt unde e? Probabil că știți dumneavoastră să explicați asta. Credincioșia izvorăște din credință. În momentul în care credința devine un angajament al întregii noastre ființe, adică un atașament exclusiv, fără rezerve, credincioșia este manifestarea credinței. Eu pot să-i spun soției mele, te iubesc, timp în care o trădez, dar fidelitatea mea față de ea dovedește dragostea mea față de ea. Dacă nu există credincioșie, nu există nici credință, nu există nici Duh Sfânt, există doar religie. Să privim în Scriptură și să observăm câteva exemple de credincioșie. Moise, Evrei 3:5. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Lidia, Fapte 16:15. După ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, dacă constatați că sunt fidelă lui Dumnezeu, intrați în casa mea. Pavel, 1 Corinteni 7:25. Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului, însă le dau un sfat ca unul care a încăpătat harul să fiu vrednic de cinste, adică să fiu fidel lui Dumnezeu, să-i fiu credincios lui Dumnezeu. Îi sunt fidel lui Dumnezeu și pentru că îi sunt fidel lui Dumnezeu, am o relație cu Dumnezeu. Și pentru că am o relație cu Dumnezeu, cunosc gândurile și planurile lui Dumnezeu. Timotei 1 Corinteni 4:17. Pentru aceasta vi l-am trimis pe Timotei, care este copilul meu iubit și credincios în Domnul, este fidel în Domnul. Necompromis. Compromisul este opusul fidelității. Cine nu e fidel lui Dumnezeu, se compromite. Se compromite cu păcate, se compromite cu alte manifestări care îl face pe Dumnezeu să-l scuipe din gura lui, să-l verse. Spune Domnul, te vărs din gura mea, te dau afară din prezența mea, te scot din dimensiunea prezenței mele și rămâi singur. Tihic, Efeseni 2:21, Tihic e un nume din Biblie. Acum ca să știți și voi despre mine, Tihic, prea iubitul frate și slujitor credincios în Domnul, slujitor credincios, slujitor vrednic de încredere, un slujitor în care poți avea încredere, dacă ai vorbit cu el un lucru, lucru rămâne. O, Doamne! Epafra, Coloseni 1:7, ați învățat de la Epafra, spre iubitul nostru tovarăș de slujbă, el este un credincios slujitor. El nu este doar slujitor, este și fidel slujitor, e un slujitor fidel. El e în stare să moară pentru stăpânul lui. Onisim, Coloseni 4:9, l-am trimis împreună cu Onisim, frate credincios și prea iubit. Silvan, 1 Petru 5:12, v-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care este un frate fidel, am încredere în el, primiți-l că eu am încredere în el, vi-l recomand, frați și surori, vi-l recomand pe Silvan, e bărbat serios, e bărbat de cuvânt, e un om necompromis, e un om cu inima curată, puteți avea încredere în el, vă puteți deschide inima la el, nu este un om duplicitar. Nu e un om care umblă după câștig, după favoare și după poziții, după imagine. Nu! E un om fidel lui Dumnezeu. Aveți o experiență cu oamenii și cu Dumnezeu. Cât de fidel sunt oamenii astăzi? Antipa, Apocalipsa 2:13. Știu unde locuiți, acolo e scaunul de domnie al satanei.
Tu însă ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis. Martor credincios, martor fidel. I-au spus autoritățile, renunți sau stai gâtul? Și au spus, nu renunț. Și l-au omorât. De ce? A fost fidel. Astăzi oamenii pentru un ban, pentru o favoare, pentru o plăcere, nu îi sunt fideli lui Dumnezeu. Și îl înșală pe Dumnezeu cu femei, cu bărbați, cu alcool, cu țigări, cu droguri, cu bani, cu afaceri murdare. Și vin și se închină înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, mi-e silă de sărbătorile voastre. Cine ar iubi o soție sau un soț infidel? Cum ai putea să-l strângi din nou în brațe pe cel care știi de unde vine? Sau ce a făcut cu două nopți în urmă? Dar Dumnezeu Sfântul, gloriosul, frumosul și minunatul, care știe tot ce ai făcut și ce am făcut, cum crezi tu că te ascultă când tu te bălăcești în păcat? Infidel! Acesta este cuvântul Domnului. Încheiem, frați și surori, ajungând la cea de-a treia parte a credinței spirituale, credința spirituală fiind manifestată prin credința în Dumnezeu care mântuiește, prin credincioșie care face dovada mântuirii și acum în al treilea rând credința ca dar, nu ca roadă. Ca roadă înseamnă caracter, ca dar înseamnă slujire, lucrări. Credința ca dar al Duhului Sfânt este acea manifestare a puterii lui Dumnezeu prin care se realizează lucruri supranaturale, lucruri supranaturale pe care Dumnezeu le folosește ca să-și atingă scopurile și ca să împlinească nevoile. Darul credinței care e menționat în 1 Corinteni 12, 8-9, unul dintre cele nouă daruri din 1 Corinteni capitolul 12, nu se referă la credința care mântuiește. Și acum, frați și surori, încercați să vă concentrați cât puteți de bine să înțelegeți următorul lucru. Darul credinței nu este roada Duhului Sfânt. Darul credinței nu-i credința care mântuiește. Când Pavel vorbește în 1 Corinteni capitolul 12 despre darul credinței, credința aceea nu-i credința care te mântuiește și nici nu-i credincioșia ca și manifestarea mântuirii, ci este o putere extraordinară pe care Dumnezeu ți-o dă la un moment dat pentru ca să faci o lucrare. Dar puterea aceea nu rămâne în tine, ca să o poți manifesta când vrei și cum vrei. Ci atunci când Dumnezeu te cheamă să faci lucrarea, atunci îți dă puterea. Slujba e permanentă, darurile sunt sporadice. Adică, persoana care a contribuit în mod evident la creșterea mea spirituală, îmi povestea că el niciodată n-a avut tălmăcirea limbilor. A avut alte daruri duhovnicești, dar nu a avut niciodată interpretarea, adică traducerea dintr-o limbă spirituală. La un moment dat însă, era în biserica din Sebastian, în biserica din București, și traducea un american. A avut o perioadă foarte grea când a fost epuizat în ultimul timp, este vorba despre fratele Trandafir. Și traducând, era un om cu foarte mare patos, era un om foarte energic și plin de entuziasm. Și la un moment dat, fiind atât de obosit și istovit în trup, n-a mai avut resurse de energie ca să se țină în pas cu predicatorul. Și sala a început să vadă că nu mai traduce bine, că rămâne în urmă, că spune... Sorry. Și dintr-o dată s-a întâmplat ceva. A început să traducă într-o manieră extraordinară. Și toată sala a simțit că se întâmplă ceva. Ce se întâmpla de fapt? El a spus când s-a terminat predica. El nu a mai tradus, ci s-a manifestat în el, o singură dată într-o viață de 70 de ani, darul tălmăcirii din limbi. A văzut Duhul Sfânt 1800 de oameni care se înghesuiau într-o biserică, într-un regim comunist. Și a văzut Dumnezeu că acest instrument nu mai are resurse omenești să ducă la standardul de calitate lucrarea până la sfârșit. Și atunci a intervenit în mod supranatural Dumnezeu.
Și a început să tălmăcească fără ca să-i mai treacă prin minte. Și pur și simplu fratele vorbea și vorbea și el. Și, dar el nu mai gândea, era o vorbire, era o manifestare a unui dar. N-a mai fost niciodată, nici până atunci, nici de atunci încoace. Marea noastră greșeală este că noi credem că atunci când cineva are un dar, Dumnezeu îi dă o putere și omul ăla o gestionează cum îi place lui. Fraților, nu este adevărat! Slujba este permanentă, dar darurile le dă Duhul după cum voiește. Eu nu pot să prorocesc când vreau eu. Veniți dumneavoastră la mine și eu stau full time pe genunchi și vă dau. Dacă Dumnezeu nu-mi spune ce să-ți spun, de unde vrei să-ți spun? Eu ca predicator, eu îți predic 24 de ore. Pentru că eu îți vorbesc în baza cunoașterii și a ungerii din Scriptură. Dar când e vorba de prorocie, prorocia nu mai vine din pregătirea mea, ci vine de la Dumnezeu dacă El nu-mi dă. Ce vreți, oameni, să vă spun? Darul credinței este o echipare supranaturală cu o putere dumnezeiască, ridicând încrederea noastră, credința noastră, credința noastră, cea pe care o avem pentru obținerea mântuirii și credincioșia, ridicând acest nivel al credinței noastre până la sublim, credință în fața căreia nu mai există imposibilități. Observați, ucenicii aveau credință când s-au rugat pentru copilul acestui om, aveau credință. Era o credință care îi conducea la mântuire. Și ei s-au rugat, dar copilul nu s-a vindecat, pentru că acolo era nevoie de manifestarea darului credinței sau al vindecărilor, cu care de multe ori se confundă. Darul minunilor, darul credinței și darul vindecărilor se confundă. Și în câteva minute am să ajung probabil la gândul acesta. Dar copilul n-a fost vindecat și ucenicii au crezut. De ce n-a fost vindecat? Răspunsul nostru poate fi foarte relativ, dar răspunde Iisus și spune, n-aveți credință. De care credință n-avem? N-avem credință cu care să ne mântuim? Ba da, asta aveți, sunteți mântuiți, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, aveți credință în Evanghelie. Prin credința aceasta v-ați pocăit, prin credința aceasta sunteți mântuiți, dar când e vorba de o lucrare glorioasă, când e vorba de un drac, când e vorba de o putere demonică, această credință mică care te duce la mântuire nu mai este suficientă. Și ai nevoie de o măsură de credință dusă până la sublim, de o manifestare glorioasă a prezenței lui Dumnezeu. Când să te ridici printr-o credință dusă până la nebunia umană și să spui în numele lui Iisus. Asta degeaba o spui cu credința care te duce la mântuire, că nu te bagă nimeni în seamă în lumea spirituală. Acesta este credința ca dar. Și nu l-au toți. Credința care duce la mântuire trebuie să o aibă toți oamenii care vor să ajungă în cer. Credincioșia ca roadă trebuie să o aibă toți oamenii care vor să ajungă în cer. Însă darul credinței supranatural nu l-au toți oamenii. După cum nu există un dar pe care să-l aibă toți. Duhul Sfânt împarte daruri după cum voiește. Pe unul îl alege ca să manifeste prin el darul de prorocie. Și din când în când Domnul vorbește. Și te trezești că fratele de lângă tine, pe care probabil nu l-ai auzit niciodată vorbind, dintr-o dată vorbește. Eram într-o împrejurare, într-o biserică unde exista o problemă. Am ajuns acolo și am fost lăsat să vorbesc puținel într-un grup de oameni. Și dintr-o dată am spus ceva unuia dintre ei. Soția mea este martor aici. În momentul în care am spus lucrul acela, omul acesta s-a făcut praf. Pentru că de fapt eu i-am spus ceea ce îl ascundea de biserică, marea lui problemă. I-am spus 3 nume de fată, așa fără să vreau. Nu știu cum i-am spus. I-am spus așa ca pe un exemplu și i-am dat 3 nume de fete. Alea 3 fete erau chiar fetele cu care el a avut problemă. Așa s-a întâmplat atunci. Dar nu mă chemați întotdeauna în astfel de situații să spun asta, pentru că nu știu ce să vă spun. Dar atunci s-a întâmplat așa. Așa a avut Dumnezeu nevoie. Dacă eu îmi țineam gura închisă, îi dătea lui sau lui sau lui, Dumnezeu nu stă în drum de nimeni. Ei, dar
Harul acela, eu nu l-am putut ține la mine și ori de câte ori e nevoie să spun poc, poc. Eu nu manipulez, eu n-am în mine magazie de inspirații, ci când Duhul Sfânt îmi dă, spun ce-mi dă. Dacă nu-mi dă, tac. Dacă pot, tac. Dacă nu, tot vorbesc. Dar numai că ce vorbesc atunci nu mai e de la Dumnezeu, e de la mine. Și oamenii care m-au auzit ieri vorbind de la Dumnezeu, când mă aud astăzi, zic, tot de la Dumnezeu vorbește, că l-am auzit noi ieri. Fraților, faptul că ieri am vorbit de la Domnul nu este suficient să mă convingeți că și astăzi este la fel. Nu. Înseamnă foarte mult, dar nu-i suficient. De la o secundă la alta, un om poate să fie credincios sau necredincios. Viața spirituală este la fel ca și viața umană. Marcu 11:22-23. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acesteia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui și va crede ce zice, se va face și va avea lucru cerut. Credeți că Domnul a glumit aici? Nu. Domnul a vorbit serios. Aici este vorba despre manifestarea darului credinței, care nu e credința care duce la mântuire, ci este manifestarea unui dar care se manifestă nu de dragul senzației, ci se manifestă pentru împlinirea unor nevoi concrete. În acest text nu este vorba despre credința ca roadă sau credința care duce la mântuire. Domnul Iisus spune aceste cuvinte când ucenicii se mirau, văzând smochinul pe care l-a blestemat el ieri că s-a uscat. Scopul credinței în Dumnezeu conduce la mântuire. Scopul credincioșiei ca roada a Duhului Sfânt este să manifeste mântuirea și să dovedească fidelitatea față de Dumnezeu, ascultându-L și urmându-L. Credința însă, ca dar, este manifestarea puterii lui Dumnezeu prin anumiți credincioși, potrivit voinței Duhului Sfânt, punând în evidență prin vindecări, semne și minuni puterea și interesele lui Dumnezeu. Darul credinței este dat unor credincioși în care Dumnezeu așează o putere miraculoasă, învrednicindu-i la momentul acela să împlinească anumite sarcini de slujire care depășesc normalul, sunt ieșite din normal. La acest fel de credință face aluzie Pavel când spune în 1 Corinteni 13:2, chiar dacă aș avea toată credința, încât să mut și munții. În al treilea rând, frați și surori, haideți să privim puțin la câteva exemple de credință din Vechiul Testament. Noe construiește o corabie când nicio picătură de ploaie n-a căzut pe pământ, într-un loc uscat, unde nu era niciun curs de apă, el pe nisip construiește o corabie. Dacă te gândești logic, omul ăla n-a avut minte. Dacă te gândești duhovnicește, omul acela a fost ascultător de Dumnezeu. Însă ascultarea aceasta nu e normală, e dincolo de normală, e sublimă. Să-L crezi pe Dumnezeu în astfel de condiții e manifestarea unui dar de credință. Aduceți-vă aminte de Avram, primește la bătrânețe un copil. Aduceți-vă aminte de Avram, se duce și e gata să-și omoare copilul. Noi toți spunem că suntem credincioși, câți dintre dumneavoastră am mai fi dispuși să facem asta? Hai să fim serioși. Scriptura este așa pentru că așa trebuie să o înțelegem, frați și surori. Omul, prin omul acela s-a manifestat darul credinței. Pentru că altfel, cu o credință obișnuită care te duce la mântuire, nu poți să ajungi la nebunia să-ți omori copilul. E de-a dreptul ieșit din comun. Ei, câteodată noi ne șifonăm așa de repede, numai că fratele nu se uită la mine cum îmi place mie. Și dintr-o dată mă supăr și spun, ei, frate, ești pricină de potignire pentru mine. Și eu am 30 de ani de pocăință. Și după 30 de ani de pocăință am ajuns la performanța să mă supăr pe fratele că nu știu cum nu mi-a zâmbit mie când m-am întâlnit cu el pe hol. Interesantă maturitate spirituală, foarte interesantă. Și vorbim despre jertfe, vorbim despre lucruri extraordinare, frați și surori. Darul credinței se manifestă prin oameni maturi. Roada ca și credincioșie se manifestă în oameni care trăiesc în prezența, în dimensiunea Duhului, nu oameni care cochetează cu păcatul, nu oameni care aleargă între una și alta, ci oameni care trăiesc cu Dumnezeu, oameni care își dedică viața lui Dumnezeu și oameni care sunt fideli lui Dumnezeu. Sunt multe exemple, Iosua, Ilie, Elisei, Daniel în groapa cu lei, cei trei tineri în cuptor, exemple din Noul Testament, Domnul Iisus la mormântul lui Lazar, ofițerul roman în orașul Capernaum,
femeia cananeancă. Aș vrea să închei în această seară spunând următorul lucru. Darul credinței se confundă extrem de ușor cu darul vindecării și cu darul minunilor. Noi când facem studiu, le separăm și le prezentăm pe rând ca să le înțeleagă poporul. Dar în practică nu mai sunt la fel de separate. Vă dau un exemplu și vă pot da 100. Matei 17, 24-27. Aduceți-vă aminte că la un moment dat Domnul Iisus Hristos vrea să plătească impozit către Imperiul Roman. Și îi spune unui ucenic, aruncă aici cu undița, vezi că prinzi un pește, are un ban în gură, iei banul și îl dai lui Zacheu. Ascultați-mă bine, de unde a știut Iisus Hristos că în apă e un pește cu un ban în gură? Darul cunoștinței, darul vorbirii despre cunoștință. Cine a mai văzut pești cu bani în gură? Darul minunilor. Și de asemenea, Petru face lucrul acesta crezând că ce spune Domnul este adevărat. Darul credinței. Sau toate trei. Observați că dacă luăm acest aspect, acest eveniment, această întâmplare și încercăm să vedem până unde ține darul credinței, unde începe darul minunilor, unde începe darul vindecărilor, nu mai putem face asta. De multe ori ele se confundă, se întrepătrund, se amestecă. Câteodată e mai ușor să spui, a fost darul cu tare, dar altă dată a fost un complex de daruri și nu știi ce dar a fost. Dar indiferent ce dar a fost dar de la Dumnezeu. Un pește cu un ban în gură a luat banul și a plătit darea către templu. În această seară, dragi oameni ai lui Dumnezeu, pentru că a expirat timpul și s-a sfârșit și lecția, aș vrea să vă privesc pe dumneavoastră, oameni care, ca și mine, mergeți spre cer și, ca și mine, vă confruntați cu tendința să fiți necredincioși, să vă compromiteți cu păcatul, să cochetați cu duplicitatea, să acceptați anumite lucruri de dragul multor favoruri materiale, omenești. În această seară vă întreb, ce înseamnă să fii într-o biserică de sute de oameni, unde din când în când, în momente de criză, când nu mai ai cu ce să plătești impozitul, să se ridice cineva, un neînsemnat sau o neînsemnată, nu neapărat din comitet, și să spună, aruncă în partea asta cu undița, peștele care îl prinzi, uite-te bine în gura lui, pentru că are un ban, ia și plătește darea către templu. De câte ori în familie, în viața personală sau în biserică, nu suntem în situații pe care nu știm să le rezolvăm. Nu dormim nopțile și cu o minte de oameni limitată, ne gândim și ne frământăm, punem pe hârtie, ștergem și punem din nou și întrebăm cum să facem. Câtă nevoie este să se audă vocea Domnului și să spună, așa trebuie să faci. Probleme în biserici, așa trebuie să faci. Probleme în familii, între familii, probleme între oameni, așa trebuie să faci. Darurile acestea sunt în tezaurul lui Duhului Sfânt și El de-abia le mai ține vrând să ni le dea și să ne îmbogățească, pentru că ne iubește Dumnezeu fiind copiii Lui. Vrea Dumnezeu să împartă daruri și să dea unuia un dar, unuia două, unuia unu, unuia trei, după cum voiește El pentru interesele Lui. Însă aceste daruri vor fi date unor oameni care trăiesc o viață de sfințenie. Post, rugăciune și scripturi. Post, rugăciune și scripturi. Vă întreb pe dumneavoastră care sunteți mai bătrâni, trecuți de 60 de ani, nu vreți să înțelegeți în această seară că specificul vârstei dumneavoastră, nu mai stați așa de mult implicați în societate, nu mai sunteți în vitalitatea vieții să vă expuneți la anumite lucruri. Sunteți mai retrași prin natura vieții, prin specificul vârstei. De ce nu postiți 2-3 zile pe săptămână pentru mine? Pentru comitet? Pentru biserică? De ce nu vă rugați 2-3 ore? Că oricum n-aveți ce să faceți și nu mai aveți somn.
De ce nu chemați numele Domnului? De ce nu proclamați gloria lui Dumnezeu? Și voi cei care sunteți mai tineri, ca mine, mai tineri, de ce nu înțelegeți că viața voastră trece așa? Și șansa voastră să rămâneți în istoria lui Dumnezeu este să vă încredeți în Iisus. Să veniți să ne rugăm, să veniți să cercetăm Scripturile, să ne sfințim și să nu mai alergăm ca disperații după bani în mod exagerat. Și să ne aducem aminte că mai avem un suflet pe care trebuie să-l punem la picioarele lui Dumnezeu. Și acest Dumnezeu va onora credința noastră, umplându-ne de har. Și vom fi mai mult decât o religie, vom fi o biserică plină de viață, unde abundența darurilor Duhului Sfânt se manifestă. Nu vrei în această seară să vină peste viața ta o astfel de manifestare? Nu vrei să vină peste viața ta, nu vrei să vină o astfel de manifestare? Ți-l dă Dumnezeu un dar. Omule, ești aici, ți-a vorbit Domnul, ce ar putea să te facă mai mult, să te bată? Ți-a vorbit Dumnezeu în mod lămurit. Stai înaintea Lui acum la rugăciune și spune: Doamne Dumnezeule, fie-ți milă și de mine. Mi-a trecut viața, Doamne, și n-am făcut aproape nimic pentru Tine. N-ai putut să manifesti prin mine niciun dar, că am fost un om cu ochii după altceva. În seara aceasta vin cu rușine înapoi și te rog, folosește-mă și pe mine. Fie-ți milă și de mine. Sunt aici, Doamne, înaintea Ta. Lasă și în mine o măsură din plinătatea Ta. Vorbește și prin mine, manifestă-ți puterea. Doamne, lasă-mă și pe mine să am satisfacția că am trăit pentru Tine, manifestând gloria și slava Ta. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.